Salutare! Bine v-am găsit într-un nou vlog! Iar astăzi continuăm să explorăm Moldova și am ajuns la mănăstirea lui Pestre Saharna. Priviți acolo, este un șarpe de apă! Știi, deja mă tem, mi-e frică. Vom ajunge la talpa Maicii Domnului și la cascade. Iar cu noi împreună sunt prietenii Ancuța și Mihai, tocmai din Târgu Jiu. Hai să mergem! Suntem la intrarea în mănăstirea Sfânta Treime și mergem să vedem, să explorăm. Văd deja că este foarte frumos. Priviți câte flori, ce amenajare! Bine este cuvântat cel ce vine în numele Domnului. Pe teritoriul mănăstirii avem și păuni și porumbei. Deja se aud, ia priviți aici. Un mic zooparc. Și au desfăcut aripile. Vai, ce frumos este. Vai, ce mari sunt porumbei. Asta nu e găină. Nu, porumbei regali. Vai, și porumbel încălțat. Da, da, da. Și au mâncare multă. De ce, cocoș mic? Cocoș pestriț și găini pestrițe. Are așa creastă? Da, sunt pitici. Are pălărie. Acestea sunt găinele. Uite, au și iarbă verde. Iar acum intrăm în biserică, iar la temelia bisericii priviți ce liliac frumos, dar cum miroase! Haideți cu noi! Iar aici este o cameră cu o seminte. Urcăm să aprindem lumânări. Trepte sunt multe, dar e simplu. Ce căsuțe pentru porumbei, da, frumoasă. Da, interesant. Da. A tăiat copacul și acolo a găsit rost pentru căsuțe. De flori sunt. Și foarte îngrijit. Ce frumoasă, în miniatură! Oh, și un gard de noiele! Uite, Matei, clopote! Vezi? Bun, bine. Este recent construită și foarte frumos este în interior. Acolo sunt moaștele Sfântului Macarie. Și foarte multe icoane găsim aici. Iar acolo, pe vârful dealului, se află locul unde este talpa Maicii Domnului. Ajungem și acolo! Iată, în sfârșit am reușit să vedem lebede de-aproape. La Văratic nu le-am prins, iar aici, la Saharna, le-am prins. Și stau că vor poți. Ochi frumoși? Poți.
Apa acestui izvor este neînsecată, lacrima pământului nostru natal. Iată, aici mai avem, ce e acolo, bibilică? Bibilică cu coș de munte și multe coști libere, goale. Iar acum mergem în căutarea cascadelor. Da. Poate găsim pe cineva acolo. Și acum urcăm pe podul care duce la mănăstirea rupestră. Wow, și e pod flexibil. Aici poți să faci ca pe... Uite, mergi! Mergi! Ți-e frică? Hai cu mami, dă mânuța. Mircea! Nu sări! Matei, fricosul! Până acum nu-mi dădea mâna, iar acum... Gata, s-a liniștit. Vreți să intrăm împreună acolo? Haide! Atunci de un leu! Așa... Aici să intru? Super. Și am intrat în interior, iar aici, priviți, sunt aprinse lumânările și avem foarte multe icoane vechi. Iată, așa arată o mănăstire, o chilie, biserică rupestră. Gata, mă, te-ai fost acolo înăuntru? Da? Cum a fost acolo? E frumos? E frumos. Bravo. Inițial ne era frică. Da. Dar am depășit-o. Da. E bine. Și bra. Acolo și afară. De ce n-ai intrat și tu? Nu. Intră. A fost intră. În partea cealaltă. Iar aici este o biserică tocmai din secolul 12. La fel s-a dat în stâncă. În stâncă și toți veneau din chilie aici și se rugau în biserică. Suntem la mănăstirea rupestră Saharna. Așa, și e foarte frumos aici. Iar acolo este Mircea, Matei, Mihăiță, Ancuța de la Târgu Jiu. Și aici iarăși icoane. O să mergem să mai vedem, poate mai găsim chilii. Trecem atent. Mami, aici este ceva dulce. Uite rădăcinile copacilor, unde au ajuns. Chiar sub stâncă. Da. Melisa, ușurel cu picioarul. E bine, n-am alunecat. I-am alunecat foarte bine. Pe unde ne duci? Oare este traseu pe aici? Îl facem noi, mami. Căprițele, da? Căprițele de munte, în acțiune. Ai găsit-o. Ce de margine? De partea dreaptă, Mircea, de partea dreaptă. Ce? Traseul se îngustează? Nu a fost o idee bună. Ba da? Trebuia să facem cale întoarsă pe unde am venit. Melisa, hai să ne ținem de mine foarte bine. Uite, ești mai fricos decât Melisa? Nu, Melisa, să ținem de mine scad. Ba nu, uite! Gata, Matei, nu ba te da, grăbi. Ba da, uite, un gândac. În spatele tău. Aici este un bazin unde poți să faci scufundări. Și de bobotează probabil aici vin. Da? De sărbătoare. Săreașii? Da, probabil. Iată și copiii au intrat în apă. Bravo. Hai să mergem. Data viitoare, vinim, viitoare și vinim și noi, neapărat. Iar acum o ținem spre cascade. Mai avem puțin și ajungem.
Iacov și am ajuns. Ce traseu! Cu obstacole! Cascada numărul 4. Este foarte interesant aici la Sahara. Am ajuns la cascada numărul 7. Aceea. Aceea, da. Iarăși treceri pe pietre. Bine, deja sunt mișcătoare. Eu credeam că cel mai important, dar... pe apă. Cel mai important că Melissa s-a udat. Ce Melissa? S-a udat. Chiar obstacole. Așa. Merge. De parcă ai fi în Lepșa. Da. Seamănă foarte mult traseul. Foarte mult. Și Melissa. Am alunecat tare. Ai alunecat foarte tare, da? Pe apă nu, dar pe noroi un pic. Am aspirat foarte tare. Hai, mergem. Hai, tati, mergi tu, mergi. Hai, mergi tu. Și în sfârșit, după o călătorie cu obstacole, am ajuns la cascada Saharnei. Iar în spatele meu este Adelina. Salut, Adelina! Și frățiorul tău unde ești? Cum te numești? Ilușa. Cum încă o dată? Ilușa. Ilușa, Ilie! Felicitări! Ai ajuns și tu la cascadă împreună cu noi. Matei, și la ce ești? Trebuie să fii atentă! Mi-a căzut odată jos și mai vreau odată. Suntem pregătiți de poze? Da! Suntem pregătiți de poze în apă! Da, hai! Și o poză ca amintire. Gata, Matei e obosit. Nici nu. Care s-a dărâmat, m-am dat la picioare foarte tare. Și tot timpul tu. Și Mircea? Hai mai repede. Hai, hai Mircea. Nu spune mai repede, că o să cad o dată. Bravo! Ce ai pus, Melissa? Am mutat! Ești cu piciorul plin cu apă? Da! Bravo! Super! Ce faci, Melissa? Umbi rezervorul? Da, cu apă din izvor! Bravo! Iar la final de călătorie ne răcorim cu câte o înghețată! Hai, la copii! Toți au obosit, dar intrăm în forță, cu cât e o înghețată! Și ce face șarpele nostru? A plecat! Nu mai este șarpele!